Vlad Grigorescu este alături de noi, mentalist, până dimineața. Neața, neața, salut. Tu să spui dacă ai nevoie de mine și dacă da, de ce? Nu, că vreau să vă arăt o chestie. Vreau să vă povestesc ceva și să vă arăt o fotografie. Hai să arătăm fotografia. Asta este profesorul meu de română din liceu. Profesorul tău de român. Da, care are așa față de politician străin sau de englez sau ceva. Da, 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 îi zice că el conduce Banca Mondială. Da, da, da. E profesorul meu de română din liceu și e genul de profesor care stăia orice fel de vis pe care l-a. Eu eram obsedat de magie din liceu și pe unde eram, cu cărțile de joc și în timpul orelor și în pauze și peste tot, eram obsedat de magie, să fac trucuri și așa. Și de fiecare dată când mă vedeam, zicea să termin cu circăriile, da, că nu o să ajung scamator, că e imposibil să ajung scamator, da, că e să termin repede cu circăriile și să-mi iau o meserie normală, deci nu te lăsa să visezi, nu îți tăia orice urmă de pasiune. Da, și asta făcea. Și de-aia m-am gândit eu astăzi să facem un truc fix cu poza lui. El zicea că e imposibil să ajung eu magician. Te rog să iei markerul și să-l semnezi, uite, aici pe zona asta albă. Bă, să aici. Da, să nu facem. Nezăl, ca să știm că este poza asta și numai este alta și o să o semnez și eu fix pe fruntea lui. Nu, hai mă, se supără domn profesor. Mă rog, așa. Și el te-a supărat. Așa, ăsta este domn profesor. Domn profesor. Și m-am gândit eu că dacă el zicea că e imposibil, că nu o să am niciodată succes, că în meseria asta vreau să vă arăt ceva fix cu poza lui, da. Ok? Este un truc în care o să facem ceva, repet, fix. Dar să nu strici, că ne dă judecată. Te rog. Da, bravo, mulțumesc. Acum, dar să dea numai pe tine. Ok. Strică poza cu domn profesor. Și domn semnătura. Profesor... Băi, alții țin semnătura mea la piept, mă. Și în momentul ăsta am patru bucăți. Ai stricat poza. Am stricat poza. Întrebarea mea este unde e markerul? Unde am pus markerul? E la tine aici, la buzunar. Asta e, ține loc de baghetă magică. Deci trebuie să ai baghetă magică, da, altfel magia nu se întâmplă. Deci încă o dată bucățile facem dâng, 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 dâng. Asta e. Am mai auzit bibibici, popici, popici și am mai auzit... Și așa poza a revenit la normal. Și dacă te uiți, Dani, nu există scoci. Nu există nimic care să lipească bucățile. Da, dar nu e poza, e un carton. Dar ăsta zici că e un carton, că e pe spate. Dar, într-adevăr, ce e interesant este că înainte marginile erau drepte și acum apar rupte. Nu că apar, sunt rupte. Da. Pentru că eu m-am gândit că imposibil ar fi nu să le lipesc înapoi, ci să le lipesc înapoi în altă ordine. Hai, mă. Și ăsta mi se pare mie un truc imposibil și dovada că orice este imposibil dacă îți dorești suficient. Și că noi oamenii putem să devenim orice și ăsta este un suvenir cu profesorul meu de română. Mulțumesc! Păi ce, e ieșit gura aici, doar gura și pare super supărat pe cineva. Și da, nu știu, băi, cred că poza un pic mai păi și ceva cu semnătura mea și a ta acum. Păi nu știu, dar faza e că ăsta este un obiect imposibil, dovada clară că orice se poate. That's it. Ne vedem pe net? Da, mai întâi ne vedem la premieră, că pe 18, acum duminică, avem premiera show-ului Blow Your Mind, așa se numește. Blow? Dacă ai văzut afișul ăla cu pistolul. Am văzut pe Facebook-ul tău. Da. Blow Your Mind se numește și după aia plecăm în turneu, am anunțat deja primele 10 orașe în care ne manifestăm și urmează să anunțăm și altele, așa că veniți la show. Tu ai o broșă? Da. Păi femeile poartă broșă. Da, asta este broșa mea. Dar au numai magicienii adevărați. Am înțeles, scamator, cum ziceam. Cine știe, știe. Am înțeles. Bine, scamatorule. Da. Hașe de la... Nu se știe. Ce fac eu cu proful tău de română și cu semnăturile noastre? Deci nu știu, o să o pun pe frigider. O aduci la show? Da. Să arătăm oamenilor. Sau dacă vin oamenii la show, o să vadă live chestia asta. Inclusiv. Băi, n-ai lipit-o cu nimic? Verific-o. Eu simt imediat. Eu lipiciu imediat din copilărie de când mâncam pelicanul. Da. Vlad Grigorescu, doamnă și domnilor, pe pagina de Facebook găsiți inclusiv afișul și detalii despre turneul lui. Mulțumesc, maestre. Eu mulțumesc mult. Te salut. La revedere. Luăm scurtă pauză, dragii mei. După pauză vedem ce a făcut Vlăduț în bucătărie, unde pâinea își va primi sosul fondue. Cum adică? Adică dă la de bagi în el și mănânci. Că e greu să explic. Pauză. One golden glance of what should be.
jacuzzi.